O seară de excepție la Palatul Culturii Teodor Costescu. Concertul cu muzică populară susținută de membrii ansamblului profesionist Lăutarii Mehedințiului și cu o participare extraordinară a interpretei Niculina Stoican a fost o încântare pentru publicul severinean. Ieri seară, în grădina de vară Geo Saizescu a Palatului Culturii Teodor Costescu a avut loc un concert impresionant, care în vremuri dificile a destins atmosfera pentru severinenii prezenți la spectacol. Concertul a fost susținut de Orchestra Lăutarii Mehedințiului alături de interpreți special de muzică populară. Am simțit extraordinar. Mă bucur că am fost invitată ca să cânt la acest spectacol. Mi-era dor din suflet de publicul nostru, de oameni și chiar mă simt fericită că am cântat pentru publicul nostru din Drobeta Turn Severin, pentru mehedințenii noștri. Și cred că acest spectacol a venit cu brațele deschise și publicul de acasă l-a primit foarte frumos, pentru că tuturor ne era dor de o distracție. Chiar dacă situația noastră este, după cum bine știți și voi, mai complicată, dar să fim sănătoși cu toții și să facem cât mai multe spectacole, să cântăm că ne era dor! Niculina Stoican a fost o apariție mult așteptată. Spectacolul a fost unul armonios cu muzică și voie bună. În fiecare miercuri la Palatul Culturii Teodor Costescu vor avea loc astfel de evenimente. Spectacolul s-a desfășurat în condiții sigure. Toate măsurile de prevenire a virusului au fost respectate. Și mulierile frumoase, să-ți spun, să poate să poată, și mulierile.